Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou video. De data aceasta vreau să vorbim despre altceva. Într-un alt video am vorbit despre 3 companii, care, mă rog, au fost 5 pe care le-aș cumpăra în acest moment, în perioada aceasta, pentru că sunt la niște prețuri foarte bune și a fost vorba de Roku, Square, PayPal cu special mention pentru CRISPR și Facebook sau Meta Platforms. Acum vreau să vorbim despre 3 companii pe care le-aș evita. În primul rând, ca un disclaimer, nu înseamnă că sunt companii proaste, nu înseamnă că sunt companii care se duc la zero, care se dea faliment și așa mai departe. Sunt companii pe care le-aș evita în acest moment pentru că aș vrea să aștept și să mi se pare riscul mult prea mare față de ceea ce oferă și ce să mai, nu m-aș băga, nu m-aș atinge de ele, aș sta și aș mai privi în continuare. Începem cu prima companie și practic sunt 2 companii la mijloc pentru că sunt cam... în aceea situație și ar fi bine să le menționez pe amândouă. Una stă un pic mai prost și are un risc și mai mare decât cealaltă, dar ce să mai. Rivian și Lucid. După cum vă dați seama, Rivian, bine, am mai vorbit de Rivian, Lucid, NIO și așa mai departe, o comparație, doar că Rivian, cum am specificat și atunci, este, ce să mai, într-o poziție mult mai riscantă din punctul meu de vedere decât Lucid. Doar că amândouă prezintă un risc destul de mare, având în vedere valoarea din acest moment. De ce Rivian este într-o poziție mult mai riscantă? Păi, în primul rând, Rivian produce foarte, foarte puține mașini, vinde foarte puține mașini și din ultimele știri și ultimele informații pe care le-am găsit, majoritatea mașinilor vândute recent s-au dus către angajați. Angajați care, în primul rând, eu presupun că le-au cumpărat mult mai ieftin, deci cu o rată de profitabilitate mult mai mică și având în vedere că această companie, tot așa din informațiile pe care le-am găsit, arde cam 1,3 miliarde de dolari pe trimestru și produce 0, ceva la sută din asta, nu este în cea mai bună situație și în cea mai bună poziție. Da, au strâns destul de mulți bani la IPO, foarte mulți bani, adică evaluarea de piață a fost una și încă e una fantastică. La prețul de 97 de dolari avem o evaluare de piață de aproape 90 de miliarde de dolari, ceea ce este fantastic de mult având în vedere că produce 3 lulele și este undeva la o zecime din Tesla, care produce mai mult de 10 ori decât produce Rivian. Este și problema faptului că mi se pare că au mers pe o pantă foarte agresivă de a prinde mari jucători din piață cât mai repede, să se dezvolte cât mai mult. Dar gândiți-vă, cu cât te dezvolți mai mult, dar tu nu ai cerere suficient de mare ca să zici, nu știu, hai să vă dau un exemplu așa foarte simplist. Gândiți-vă că, să zicem, ești la început și ai foarte mulți bani pe care să investești și îți construiești 10 fabrici. 10 fabrici, produci 1 milion de unități pe an. Doar că cererea ta pe an nu depășește nici măcar în cea mai bună situație 100.000 de unități. Ce faci? Păi tu ai cheltuieli. În primul rând, ai investit pentru 1 milion, ai cheltuieli pentru 1 milion, dar tu vin 10% din asta. Automat vei avea cheltuieli foarte, foarte mari și nejustificate în comparație cu veniturile pe care tu o să le ai. Și profitabilitatea ta, oricât de bună ar fi, care oricum în acest moment nu are cum să fie profitabilă, având în vedere că nicio companie la început nu este profitabilă, ești într-o poziție destul de proastă. Nu înseamnă că gata, Rivian a mers pe o abordare extraordinar de proastă și că s-ar putea să dispară în viitorul apropiat. Nu. Tot ce vreau să subliniez este că dacă Rivian nu prinde din urmă toate investițiile făcute și nu, să zic eu, nu începe acele investiții să-și pună amprenta asupra balance sheet-ului Rivian, da, s-ar putea ca Rivian să nu reușească, să fie un mare miss pentru că au fost mult prea agresivi. Deci este un lucru pe care trebuie să-l aveți în vedere. Mașinile lor sunt foarte fine, sunt foarte interesante. Promo e fine. Dacă vă uitați pe la Investor Relations, vedeți foarte multe lucruri care vă dă un vibe foarte bun că s-ar putea să fie o Tesla pick-up-urilor. Da, total de acord, poate să fie, dar contează foarte mult strategia pe care au. Și dacă strategia este una mult prea agresivă și nu dă roade suficient de repede cât să justifice toate investițiile făcute, vor fi numai vești proaste pentru Rivian. Așa că aveți foarte mare grijă, valoarea este exagerat de mare, nu m-aș băga pe o astfel de valoare pentru o companie care produce nici 500 de unități nu produce pe an și să fie evaluată la aproape 100 de miliarde, a fost 120 sau 130 maximum, cred că chiar mai mult. Nu, deci ce să mai, răspunsul meu pentru mine, ce să mai, din partea mea este nu acum, pentru că sunt ferm convins că o să sufere o corecție
mult mai rea decât a suferit UiPath, care, gândiți-vă, UiPath era profitabilă. Gândiți-vă, UiPath are în spate destul de mulți ani și, cum să zic, clienți și, de fapt, pot să zic mai degrabă că are o creștere a companiei vizibilă mult mai mare decât are Rivian. Rivian este o companie mică, sau destul de la început, dacă nu, că nu mică, că evaluarea este mare, companie mult prea la început. Și UiPath s-a corectat la sub prețul de IPO. Și mai aici mă refer prețul de IPO, nu cât a fost public pentru noi, sub prețul de IPO cât a fost efectiv la listare. Așa că dacă nu mi-era la fel de frică să investesc poate la $60 în UiPath când am și investit prima oară și pe aceea am vândut ca să iau profitul, mă rog, și acum iarăși am intrat, în Rivian clar n-aș putea. Deci clar n-aș putea pentru că este o diferență frapantă între cele două companii. Da, știu, sunt sectoare diferite, da, știu, e total altceva la mijloc, dar e exagerat. Acum Lucid, să zic, are o abordare tot agresivă în sensul că vrea să prindă din Tesla din urmă. Chiar e destul de marketată ca fiind un Tesla killer și că rezolvă toate problemele pe care Tesla le are. Doar că și Lucid vinde puțin. Lucid și-a ajustat anul acesta estimările de unități pe care o să le producă. Lucru care nu e bun, dacă fix de la început tu nu ai încredere, ai spus, nu știu, că o să produci 1000-2000 de unități și produci un sfert sau o treime din asta, eu ce să cred? Adică e de direct o veste proastă pentru Lucid. Din nou, nu înseamnă că această companie nu va reuși, că nu va fi de succes. N-are nicio treabă, numai că evaluarea de piață pe care o are în momentul de față este nejustificată. Nu m-aș atinge, că am și zis la un moment dat, nu m-aș atinge de Lucid peste $28. Nu știu, mi se pare că mă expun unei căderi de 50% oricând la peste $28. Așa că nu, ce să mai, nici și pentru mine, și această companie și Lucid pentru mine în acest moment nu este o companie pe care să o adaug la portofoliul meu. Am avut-o, am vândut pe profit. Da, nu la n-am ținut-o până la 50 ceva de dolari, asta regret, pentru că aș fi făcut ceva bani, n-am avut încredere să o țin atât de mult, pentru că m-am gândit că nu o să explodeze iarăși în halul acela, dar se pare că bursa a fost un pic ilogică când a venit vorba de Lucid, pentru că i-a dat o evaluare de aproape 100 de miliarde de dolari în punctul său maxim, dacă nu chiar mai mult de 100 de miliarde de dolari, nici mai știu exact cât a fost. Și acum este foarte puternic evaluată, având în vedere că produce foarte puține mașini. Și ce să mai, tot sectorul EV și cam tot sectorul tech, unde situăm și Lucid și Rivian, au probleme cu lanțul de aprovizionare și automat o să fie afectate. Vor, nu vor, chiar dacă ei declară în earnings și în report și la investor relations că nu ar trebui să fie o problemă care să subziste prea mult timp, nu au de unde să știe și nu au deloc control asupra acestui lucru și e suficient ca acel chip să lipsească, mașina nu poate să o vândă. Așa că țineți cont de aceste lucruri și aveți grijă și cu Lucid și cu Rivian. Din nou, nu înseamnă că nu au un viitor, nu înseamnă că sunt companii proaste, zic doar că în acest moment le-aș evita. Următoarea companie pe care, pentru că m-am întins foarte mult cu aceste două, pe care aș vrea să o am, pe care o am în vedere că nu o recomand, ce să mai, în acest moment, și mi se pare că nu are o abordare extraordinar de bună și că o să fie foarte afectată în viitor, este vorba de Peloton. Nu recomand Peloton pentru 3 motive, mi le-am și notat ca să nu-mi scape. 1. Nu se axează în primul și primul rând pe persoanele care au mai puțin bani. Produsele lor sunt foarte scumpe, foarte, foarte scumpe. Și pentru că sunt multe alternative pentru aceste produse scumpe, pierd. Chiar dacă căutați pe Google, puteți să găsiți, nu știu, căutați competitors Peloton. O să dați de o groază de companii care fac cam același lucru la prețul mult mai accesibil. Și de bine de rău, prețul este unul dintre cele mai importante aspecte la care te uiți când cumperi un produs de la o companie. Mai oricât de mult ți-ar plăcea, te uiți la preț. În special dacă sunt targetați oamenii, cu un pic mai mulți bani. Deci produsele lor nu sunt foarte ieftine și lucrul ăsta o să îi taxeze foarte mult. Pe lângă asta, chiar să zicem că ne uităm la Apple, produsele nu sunt ieftine, dar au vânzări foarte mari. Pe lângă asta, nici nu au vânzări extraordinar de mari. Vând din ce în ce mai puțin, se vede în sales-ul lor, se vede în profitabilitatea lor
Și se vede în faptul că ei ard mult mai mulți bani decât generează. Deci sunt pe negative cash flow. Deci asta e un lucru dezastruos în sine pentru o companie, având în vedere că, ok, ai un produs, poate îl marketezi un pic mai de lux, mai, na, ceva de genul ăsta. Dar nici măcar asta, nici măcar vânzările nu sunt cât de cât pe măsură ca să justifice acel preț. Deci un alt aspect foarte prost sau foarte prost pe vânzări este o continuă scădere și stau proști și pe partea de profitabilitate. Și un al treilea lucru, competiția, pe care am menționat-o deja, dar am menționat-o în ceea ce privește produsele fizice. Competiția este, cred că, în creștere și vedem iarăși Apple, pentru că am mai menționat, la un moment dat Apple, cu Apple One, cu abonamentul care include o groază de chestii, printre care și un abonament pentru fitness și chestii de genul. Deci, ce să mai, vine Apple cu un preț mult mai avantajos pentru o gamă destul de largă de servicii, îți cam ia fața ție ca Peloton, mai ales când poți să îți cumperi o bicicletă din aceea mult mai ieftină de la un alt producător care probabil face același lucru și automat de ce te-ai mai uitat la Peloton. Deci, din punctul acesta de vedere, concurență, profitabilitate proastă, vânzări în scădere, prețuri mari și nu fac nimic în sensul ăsta, deși au făcut, de fapt, mă rog, o reducere de preț recentă, cred că chiar de 20%, dar n-a fost suficient. Lucrul acesta s-a văzut, deci dacă nici așa nu a funcționat să pună Peloton puțin mai pe picioare, nu știu ce o să funcționeze și în momentul de față, până nu avem o schimbare de strategie din partea Peloton, nu m-aș uita la această companie. Aș lăsa-o să mai stea puțin. Și nu în ultimul rând, o companie care la un moment dat chiar îmi plăcea foarte mult. Regret că n-am vândut-o în punctul maxim, când explodase asta prin ianuarie-februarie, dar la un moment dat am vândut-o când deja început să-mi ridice semne de întrebare. Este vorba de Lemonade. Lemonade era o companie de asigurări care chiar mi se părea foarte interesant, avea o abordare foarte faină, era așa mai pentru mileniali, doar că am constatat, uitându-mă și pe pe la alți YouTuberi, uitându-mă și eu la rândul meu pe situațiile lor financiare, au niște probleme masive și mi se pare că în viitorul apropiat nu prea poate să fie profitabil cu adevărat cât să zici că merită o investiție în această companie. Deși față de all time high este la sub un sfert din valoarea de atunci și putem să zicem că ce ieftină e și ar trebui să ne băgăm, aș aștepta să văd care ar fi următoarele mișcări, în special în Q4, poate chiar și Q1 2022, pentru că, în primul rând, au foarte mari cheltuieli cu marketingul, exagerat de mari, mult mai mari decât estimările lor, mult, adică cred că în 2021 acum o să fie aproape dublu față de estimările pe care le-au dat ei, că o să fie cheltuielile cu marketingul, deci enorm. Iar chestia e că e și dezamăgitor un pic, pentru că acele cheltuieli cu marketingul nici măcar nu aduc suficient de mulți abonați noi, deci nu e eficient modul în care folosesc banii pe marketing și practic ei pierd foarte mult când ar trebui să se folosească de marketing ca să crească vânzările. Un alt lucru pe care mi l-am notat, businessul de reasigurare scade vertiginos și este în pericol în adevăratul sens al cuvântului. Lucru care era fain la Lemonade era faptul că atrăgea oameni și îi ținea acolo să rămână, mă rog, compania să refolosească după ce termenul asigurărilor expira, să folosească tot Lemonade în continuare. Era un lucru bun. Numai că profitabilitatea pe reasigurări scade vertiginos și îi afectează foarte, foarte mult. Un alt lucru pe care l-am notat și mi s-a părut relativ dezastruos pentru companie, în sensul că n-am înțeles cum au gândit-o, este achiziția Metromile. Deci Metromile în sine e o companie care, printre altele, are și o certificare pentru a oferi asigurări pentru mașini, auto. Ok, lucru bun. Lemonade nu avea posibilitatea asta înainte, mă gândeam, ok, o să fie foarte bine, m-am uitat așa, Metromile e o companie destul de mare, deci o să fie un plus pentru vânzările Lemonade. Când după văd și eu la un YouTuber că de fapt Metromile are certificare doar pentru câteva state să ofere asigurări auto. Ok, deci
absolut, direct toată treaba asta, toată fericirea asta pe care o aveam pentru Lemonade, pentru că chiar voiam să reintru în Lemonade la un punct, pentru că am vândut la un punct, s-a dus. Adică, ok, de ce, la ce mă mai ajută pe mine Metromile? Nu zic că achiziția poate o să fie bună, doar că toată treaba asta cu a avea dreptul de a vinde asigurări în mult mai multe state o să dureze. Oricum și achiziția Metromile o să dureze. Așa că, practic, în momentul de față, Lemonade nu prea a făcut nimic wow, substanțial, care să mă determine să reinvestesc în ea. Și având în vedere cheltuielile excesive pe care le-au, având în vedere, practic, că business-ul cu reasigurările nu e cel mai bun, și având în vedere că toată mișcarea asta a fost așa și așa, nu mi se pare că Lemonade este într-o poziție în care merită să cumpărăm. Aș aștepta, aș vedea cu riscul că poate o să vină o veste foarte bună, l-am dat și o să bubuie și nu o să mai prind prețul ăsta și vai ce fraier am fost că nu l-am luat la prețul ăsta foarte mic. Dar mi-asum riscul ăsta pentru că oricum e suficient câte companii am în portofoliu și nu țin morții să risc cu o companie de care în acest moment, sincer, mi-este puțin frică. Deci business-ul e interesant, e fain, se dezvoltă și în Europa, numai că mi se pare că strategia lor e una destul de proastă, în special având în vedere că marketingul, care este esențial într-o companie de asigurări, nu dă roade. Deci e un lucru alarmant. Ce să mai, cam astea au fost, recomandările mele de companii pe care să le evitați în viitorul apropiat. Din nou, în viitorul puțin mai îndepărtat s-ar putea ca situația să se schimbe, să apară noi informații care să schimbe total optica asupra acestor companii. Nu am de unde să știu, dar în acest moment eu nu le-aș avea în vedere, nu le-aș cumpăra din motivele menționate. Dacă și voi sunteți de acord, lăsați-mi un comentariu, poate știți și voi alte informații care ar fi bune să fie împărtășite și cu ceilalți, pe care eu nu le-am găsit și așa mai departe. De asemenea, dacă aveți și alte companii pe care și voi le evitați dintr-un motiv anume, nu uitați să lăsați un comentariu cu care sunt și de ce, în special acel de ce, pentru că altfel nu ne aștept suficient să ne ziceți că nu-mi place compania asta și atât. Ce să mai, cam asta a fost tot. Nu uitați să dați un like, un share și un subscribe pentru că ajută foarte mult și ne vedem în următorul video. Pa, pa!